Astăzi, preșcolarii, alături de cadrele didactice de la grădinița numărul 8, au sărbătorit în avan ziua marelui sculptor român, Constantin Brâncuș. Invitatul special al acestei activități a fost chiar Gabriel Radovici, sculptor local. V-am adus aici un sâmbure, da? De fapt, e un bob de fasole, da? Are semnificația unui început, a unei origini. Eu l-am transformat într-un cap de copilaș, da? Bun? L-aș numi începutul lumii, da? Voi sunteți începutul lumii și speranța noastră și schimbarea noastră totodată. Voi sunteți, da? Brâncuș n-a căutat altceva decât să esențializeze, să geometrizeze forma. Din forma, structura firească, clasică, mimetică, a idoma realității, el a transformat-o într-o structură mult mai simplificată, mai sintetizată, abstractizată, geometrizată. Astăzi, preșcolarii de la grădinița numărul 8, alături de cadrele didactice, s-au adunat la oaltă pentru a sărbători anticipat ziua marelui sculptor român Constantin Brâncuș. În cadrul activității de astăzi, copiii au aflat foarte multe lucruri interesante și importante despre marele nostru sculptor Constantin Brâncuș și lucruri palpabile, ușor de ținut minte pentru ei. Spuneți, ce vârste au copilașii și dacă mai făcut până acum activități de genul? Copilașii au vârste cuprinse între 2 și 6 ani și în fiecare an noi îl omagiem pe sculptorul Constantin Brâncuș. Înțeles că urmează să se aibă și o activitate de sculptură, să modeleze. Da, după ce am vizionat filmulețul despre Brâncuș și au aflat multe lucruri de la sculptorul nostru local, Gabriel Radovici, urmează ca fiecare clasă să desfășoare o activitate referitoare la operele, cele mai cunoscute opere ale sculptorului Constantin Brâncuș. Invitatul special Gabriel Radovici, prezent la această activitate, le-a explicat copiilor cât de importantă este amprenta pe care a lăsat-o marele sculptor român Constantin Brâncuș asupra culturii românești. De asemenea, preșcolarii au vizionat un documentar care le-a asigurat o mulțime de informații esențiale despre sculptorul român. Este aici cocoșul, da? Aici, da? Cocoșul, Brâncuș nu reprezintă un cocoș cu cioc, cu creastă, cu penaș și așa mai departe. El reprezintă ideea cocoșului. Și uitați-vă aici la treptele astea, da? Uitați după degetele mele. El reprezintă semnalul cocoșului, da? Cocoșul ce înseamnă? Ce simbolizează? Ideea de vigilență, de trezire, da? De atenție, sporită. Uitați-vă la degetul meu și termin repede. Cu, cu, ri, gu. Ați înțeles? Da. Cu, cu, ri, gu. Asta înseamnă. Bun. Ideea contează la Brâncuș. Mulțumesc! Brâncuș a venit cu oameni din Comitian acolo, în care simțea că poate să creeze. În aranjarea formelor, Brâncuș face din atelierul lui o operă de artă în sine. Sculptura socurilor reiese din aceeași compoziție vizuală. În limbaj imprimat cu simbolurile specifice acestei lumi sărănești, educatoarele au pregătit apoi diferite activități care implicau crearea unor opere de artă precum cele ale lui Brâncuș, din diferite materiale. Astfel, cu toată priceperea și îndemânarea, copiii au realizat câteva reinterpretări ale sculpturilor maestrului Constantin Brâncuș, în care și-au pus amprenta personală, acesta fiind elementul ce asigura originalitatea creațiilor. Noi suntem grupa mijlocie, grupa piticilor și astăzi sărbătorim anticipat ziua al marelui sculptor Constantin Brâncuș și am ales să realizăm masa tăcerii împreună cu scaunele și am folosit materiale din natură, deoarece și marele sculptor a folosit întotdeauna materiale din natură. Copiii s-au arătat încântați de activitatea de astăzi, spunând că au învățat foarte multe despre maestrul sculpturii românești. Văzut prin ochii de copil, Brâncuș înseamnă toate operele sale, pentru care și-a câștigat titlul de cel mai mare sculptor român din toate timpurile. Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Domnișoara Poganii sunt doar câteva dintre operele care stau pe buzele celor mici când sunt întrebați ce a creat acesta. Te rog să-mi spui cum ți s-a părut activitatea de astăzi. Foarte bună! Ce ai învățat astăzi? Am învățat ca să explic despre Constantin Brâncuș. Îți place ce a realizat Constantin Brâncuș de-a lungul timpului? Da. Ți-ar plăcea să faci asta pe viitor? Da. Ai mai avut astfel de activități până acum? Da. Ce ați învățat astăzi? Despre Constantin Brâncuș. Cine este Constantin Brâncuș? Marele sculptor. Român. Și ce lucrări a realizat? Poarta Infinitului, Coloana Infinitului, Masa
Ce o să reproduceți din operele lui Brâncuș, din Castelica? Coloana infinitului. Ok. Și ce alte opere? Casa tăcerii. Asta o să realizați voi din Castelica? Numele Constantin Brâncuș a fost întotdeauna asociat cu imaginea României și a creativității românești, o imagine pe care însuși artistul a păstrat-o prin participarea sa. Ca sculptor român ce a trăit la Paris, a expus în Europa și în Statele Unite. De-a lungul timpului a devenit un simbol al acestei creativități, influențând o mulțime de artiști din toate spațiile, care l-au recunoscut drept părintele sculpturii moderne.